Scene violente în plină stradă, un tânăr din Neamț a fost nopit în bătaie chiar în fața unui club. Aceeași situație a avut loc și în Galați, acolo unde un tânăr a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de doi indivizi. Aceste imagini șocante au fost filmate în fața unui club din Târgu Neamț. Un tânăr de 22 de ani a fost nopit în bătaie de către trei indivizi cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani. Agresiunea a fost surprinsă de un martor, iar pe imagini se observă cum victima este pur și simplu căzută la pământ, iar cei trei indivizi o lovesc cu sălbăticie cu picioarele până când efectiv sunt epuizați. De altfel, prin zonă trec mai multe persoane, dar nimeni nu intervine în ajutorul tânărului căzut la pământ. Victima a depus o plângere la poliție, iar cei trei bătăuși au fost deja identificați. Pe numele acestora a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe. O altă agresiune a avut loc pe o stradă din Galați. Un tânăr a fost înjunghiat de doi indivizi. Scandalul dintre cei trei ar fi pornit de la o fată, spun anchetatorii. Victima a ajuns în stare gravă la spital, iar cei doi agresori de 33 și 35 de ani se află acum sub control judiciar.